pentru a exercita această funcție. Pe lângă acestea, experiența, ce vă mai recomandă? Ce... Sigur că da. Am experiență atât în mediul privat, am lucrat într-o unitate de producție, după absolvirea Facultății de Medicină Veterinară din Iași, aproape 4 ani. Apoi, eu mi-am dorit să migrez la această instituție. Am reușit, mi-a ajutat Dumnezeu. Din anul 2018 sunt medic primar veterinar. Cred că colegii știu și am demonstrat activitatea mea în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea din 2015, când am ajuns aici, până în prezent. Cred că am dat dovadă de seriozitate, profesionalism, spirit de echipă și așa mai departe. Aspecte pozitive despre care colegii știu. Domnule prefect, putem vorbi de o numire politică? Da, referitor la această întrebare, știm cu toții că guvernul Orban are în vedere o nouă imagine și o nouă linie de implementare a programului de guvernare și bineînțeles că lucrul ăsta se face cu oameni noi, cu oameni capabili, cu oameni tineri, dornici să se afirme și să aducă adevărul de imagine atât de necesară. Despre asta este vorba.